Perioada în care giurgiuvenii vor putea cumpăra vechime muncă se prelungește. Ministerul Muncii anunța noi termene pentru cumpărarea anilor de pensie. Conform legislației în vigoare, giurgiuvenii care vor să cumpere vechime muncă pentru a accede la pensia pentru limită de vârstă sau anticipată ar mai fi avut timp până la sfârșitul lunii trecute. Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență numărul 70 din 2023, s-a stabilit că cei interesați mai au la dispoziție până la 31 decembrie 2024, având în vedere că salariul minim a urcat la 3.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2023. Cota urcă la 750 de lei de la 638 de lei în 2022. Suma cu titlu de contribuție de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranșe lunare fără a depăși data de 31.12.2024. Suma reprezentând contribuție de asigurare socială datorată care se achită într-o tranșă se calculează astfel încât să fie corespunzătoare uneia sau unor luni întregi din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public. În situația contractului de asigurare încheiate în data de 31.12.2024, plata contribuției de asigurări sociale nu poate fi făcută decât într-o singură tranșă în aceeași zi. Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la caseria casei teritoriale de pensii, în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate sau mandatarului desemnat de acesta prin procură specială. Cei care vor să-și asigure pensia în acest fel trebuie să încheie un contract cu casa de pensii. Aceștia vor cotiza cu un sfert din salariul minim în vigoare la data semnării contractului, adică 9.000 de lei pe an. Persoanele interesate care nu îndeplinesc condiția unui stadiu minim de cotizare pentru deschiderea unui drept de pensie pentru limită de vârstă pot cumpăra vechime pentru o perioadă de maximum 6 ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială. La nivelul casei de pensii Giurgiu, până în prezent au fost încheiate un număr de 373 de contracte. 6 dintre acestea au fost întocmite pe perioada maximă de 6 ani.